Vremea se răcește în nordul țării, unde temperaturile se vor apropia de cele normale ale acestei perioade. În restul țării, vremea va fi caldă, cu cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Olteniei. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. În Carpații Orientali, Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania sunt condiții de ploaie. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 4 și 18 grade, cu cele mai mici valori în depresiuni unde sunt condiții de ceață. Duminică, vremea se răcește și în sudul țării și vom avea temperaturi maxime cuprinse între 20 și 30 de grade. Noaptea cerul va fi variabil, cu vânt slab și moderat. Temperaturile minime sunt cuprinse între 0 și 17 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. În capitală, sâmbătă, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de 29 de grade. Duminică scad temperaturile, iar vântul va sufla slab și moderat. Luni, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi de 29 de grade. Minimele nocturne vor fi de 11 grade, mai scăzute în zona preorășenească. Pe litoral, meteorologii anunță vreme caldă, cu cer variabil și vânt cu intensificări. Temperaturile maxime vor fi de 28 de grade, iar cele minime de 17 grade. În prima zi a săptămânii următoare, vremea se încălzește și vom avea maxime de 32 de grade. Noaptea vor fi averse și descărcări electrice în Maramureș, Crișana, nordul Transilvaniei și al Moldovei.